Au început simulările examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, seral frecvență redusă. Pentru data de 28 martie a fost programată și s-a susținut proba de simulare la limba și literatura română scris. În data de 29 martie a fost proba obligatorie a profilului, iar în 30 martie proba la alegere a profilului și a specializării. Urmează ca pe data de 31 martie să fie proba scrisă la limba și literatura maternă, iar în data de 14 aprilie se vor afișa rezultatele. De menționat că noi am monitorizat prin inspectorii școlari derularea activității de simulare a acestui examen. Colegii mei au fost prezenți în unitățile de învățământ în care s-a organizat susținerea probei și a fost important ca elevii să se obișnuiască atât cu modul de organizare, cât și cu subiectele. Vreau să vă spun că a fost permis accesul, la fel ca la orice examen, exact conform metodologiei specifice, respectiv probele au început la ora 9 dimineața, iar accesul în sale a fost permis până la ora 8:30. Copiii nu au avut acces în sală cu bagaje, telefoane sau orice altă sursă de informare. Lucrul acesta sperăm să îi ajute să se pregătească în mod corespunzător și pentru participarea la probele de examen propriu-zise. De asemenea, subiectele au fost elaborate în mod similar cu cele care vor fi date la examenul propriu-zis și, de asemenea, a fost afișat pentru fiecare subiect dat, a fost afișate ulterior pe site-ul Ministerului baremele specifice. Și lucrul acesta îi va sprijini pe elevi să vadă unde mai au de lucrat, ce mai au de pregătit din punct de vedere al materiei, în așa fel încât rezultatele lor să fie cât mai bune. Este în pregătire, de asemenea, simularea evaluărilor naționale la clasa a 8-a și acestea vor începe în data de 4 aprilie cu proba scrisă la limba și literatura română, în 5 aprilie va fi proba la matematică, în 6 la limba și literatura maternă, urmând ca rezultatele să fie de asemenea afișate pentru data de 14 aprilie. Toate rezultatele obținute de elevi, atât la simularea evaluării naționale pentru clasa a 8-a, cât și la simularea examenului național de bacalaureat, vor fi discutate mai întâi în comisie de catedră, apoi se vor discuta de asemenea cu elevii, cu părinții acestora, în așa fel încât în perioada rămasă până la examenele din vară, copiii să poată să își îmbunătățească pregătirea și să poată obține rezultate cât mai bune.